Te salut, Marius! Bună seara! Bună seara, Radu! Bună seara, invitaților! Bună seara! Cum ai trăit aceste săptămâni cu Rapid care cobora tot mai mult în infern? Ei, nu, întâi vreau să știu care sunt invitații, că eu nu... Nu ți-am spus? O să-i cer pe colegii, trag de urechi. Florin Prunea, Ion Crăciunescu, de ce vă arădulescu? A, ok, salut pe toți, cu drag! Și noi te salutăm! Da. Dar ești în parc sau...? Păi nu, dar nu pot să vorbesc decât din fața televizorului sau cum? Ba da, nu, nu. No, era o glumă al Decebal. Nu știi pe Decebal. Nu știi pe Decebal. Îl cunosc pe Decebal, dar știu bănesc, de la perechea de pantofi. Da. Bun, deci asta era întrebarea. Cum ai trăit tu rapidist aceste, asta ar fi prima curiozitate, aceste săptămâni de coborâre neînfrânată într-un soi de infern? Ce să spun, neașteptat. Rezultate neașteptate. Nu mă așteptam la astfel de rezultate, dar nu găsesc o explicație și nu știu exact, fiindcă nu am legături interne acolo să știu exact ce se întâmplă sau ce s-a întâmplat. Și prefer să nu comentez, fiindcă, din respect și pentru domnul Bergodi, a fost un concurent de-al meu în vara trecută, a fost ales dânsul, am respectat decizia la momentul respectiv. Din păcate, Rapidul a intrat în play-off la doar 4 puncte de FCSB și acum, necâștigând niciun joc, au ajuns la o distanță, din punctul meu de vedere, irecuperabilă pentru a fi campioană. Fiindcă în momentul în care intri la doar 4 puncte de lider, ai șanse certe de a câștiga campionatul, în opinia mea, având în vedere parcursul Rapidului în sezonul regulat, când, dacă nu mă înșel, cred că a bătut toate echipele care sunt în play-off în momentul de față. Nu le-a bătut pe toate, dar n-a pierdut cu niciuna și a avut multe victorii. N-a pierdut cu niciuna. Doar pe Sepsil, deci, de fapt, a câștigat cu toate doar cu Sepsil. Da, din punctul meu de vedere, inexplicabil și nu știu. Dar așa văzând din afară, Marius, că acum, sigur că tu ai ochiul antrenorului, ai experiență cu Carul. Păi mai devreme ai spus că nu vreau să intru, că mi-e frică să vorbesc. Mie, să știi că lui Șumudică niciodată nu mi-a fost frică de nimeni. Nu, eu n-am zis asta că mi-e frică. Am spus că probabil că nu vorbești. Mie nu mi-e frică decât de Dumnezeu. Atât. Da, dar n-ai spus că ți-e frică. Am spus că nu, poate nu vrei să vorbești pentru că nu vrei să mai întâmple lucruri. Nu am ce să vorbesc. Vă dați seama că aș fi intrat cu mare plăcere și am intrat acum din respect pentru voi și pentru tine și pentru foștii mei colegi, fiindcă în momentul de față nu am Marius, ce să vă spun. Privind din exterior, cu experiența ta, ce ai văzut tu la Rapid? Ce nu mai funcționa? Ce nu era în regulă? E o chestie mentală a fost, chestie de alegeri fotbalistice, chestie de jucători care nu se implică. Care e sentimentul tău? Nu știu, nu pot să vă dau astfel de să fac o caracterizare a echipei în momentul de față, fiindcă nu știu ce se întâmplă în interior. Eu chiar nu țin legătura. Nu, dar ce se vede din exterior? Asta te întreb. Nu pot să-mi dau seama, nu știu exact. Ca antrenor, eu nu pot să vorbesc ca și suporter sau ca... Ca antrenor. Păi, tocmai, ca antrenor, trebuie să am niște detalii în momentul în care dau niște verdicte. Nu știu, nu am aceste detalii. Dar cu lotul pe care îl are acum Rapid, crezi că ar putea rămâne în obiectiv? Nu știu ce să spun în momentul de față. Eu cred că Rapid are unul dintre cele mai bune loturi din prima ligă. Da. Asta este părerea mea. Eu cred că Rapidul are unul dintre cele mai bune loturi din prima ligă. Nu numai numeric. Atenție, numeric pot face oricând două echipe. Rapidul poate face în momentul de față, dacă îi așezați ca dubluri pe posturi, oricând două echipe apropiate ca valoare. Da, așa e. Asta este părerea mea. Adică, din punct de vedere a acționariatului, și știți că nu sunt omul care să perii, să, cum zicea Distor, cu trafaletul sau cu ce zicea, că așa, cu bibineaua, cu asta. Eu nu, eu vă spun lucrurilor pe nume. Niciodată la Rapid nu s-a făcut
un efort financiar, cum s-a făcut acum, să dai aproape 6 milioane de euro pe transfer. Eu consider ca unul dintre cei mai buni atacanți, cei mai buni număr 9, care am văzut de la Tereo, de la Tereo în România, și mă refer aici la Rahmani, eu consider că au făcut transferuri și au, la nivelul campionatului din România, se situează în primele trei echipe de departe, ca valoarea lotului. Uh-huh. Și lui, Florin, sunt până în momentul de față, te-a contactat cineva de la Rapid, mă refer domnul Șucu. Păi nu a existat o declarație, bravo, Florin, a domnului Gigi Răducanu, că vei fi contactat, da. Nu, am înțeles. Până în momentul de față nu am fost contactat de absolut nimeni de la Rapid, dar îi înțeleg, probabil își doresc foarte mult să-și atingă obiectivul, probabil au alte priorități în momentul de față, nu sunt de condamnat, fiindcă în momentul de față trebuie să pregătească acest joc cu FCSB, nu știu, nu. Te aștepți totuși să fii contactat? Sunt un antrenor liber de contract. Mai departe, mă aștept să fiu contactat de mai multe cluburi și am fost contactat de foarte multe cluburi. Dar pe unele le-am refuzat. Și știți foarte bine. Și au fost și publice. Da. Chiar ieri am refuzat o ofertă din Iran. Bine, când am văzut cum zburau dronele alea pe acolo și astea, o echipă din primele trei. Dar e adevărat că ai refuzat Altai, fosta echipa lui Reghecam? Da. Cu aproape 2 milioane pe an, pe sezon? Nu mai contează. Dacă scăpam de la retrogradare, erau acești bani. Am înțeles. Și nu te-ai dus cumva, nu te-ai dus cumva pentru că te-ai gândit că există o oportunitate să ajungi la Rapid? Nu-ți răspund. O întrebare dificilă la care nu pot să răspund. Foarte bine, da. Și absența răspunsului e un răspuns. Da, e adevărat. Da, pentru că sunt mulți oameni care au vorbit despre tine, Marius, ca mulți au zis, da, acum este momentul lui. Pe această cale chiar vreau, Radu, scuză-mă că te întrerup, știu că nu-ți place să fii întrerupt, tu ești moderatorul și te-am respectat de fiecare dată când am fost alături de tine. Vreau să le mulțumesc tuturor celor care au avut încredere în mine și care m-au sprijinit, inclusiv oamenii care sunt în studio alături de tine. Tot timpul au vorbit frumos, chiar ieri am văzut Gabi Balin, toată lumea a vorbit frumos despre mine. Și pun așa în paranteză oarecum comportamentul meu neadecvat sau exuberant la un moment dat, ieșit așa din tiparul unui antrenor de fotbal, pun la îndoială. Eu vreau să spun un singur lucru și asta nu fac promisiune, asta doar ca să ajung la Rapid sau, vezi, Doamne, să intru în grațiile domnului Șucu sau ceva de genul ăsta. Eu mi-am propus și îmi propun și cred că s-a văzut în ultimul timp, cam de 3 luni de zile, eu n-am mai apărut absolut nicăieri, n-am făcut niciun comentariu la adresa niciunui coleg de-al meu, mi-am propus ca Șumudică să fie un alt Șumudică. Nu Șumudică cel care, de fiecare dată, și am mai spus-o, eu am avut ofertă de la Beşiktaş și n-am ajuns la Beşiktaş, probabil, că au spus că, ca antrenor, nu au ce să reproșeze sub nicio formă. Sunt cel mai bun antrenor și cel mai potrivit la momentul respectiv. Mircea Lucescu m-a sunat și mi-a spus că l-au sunat pe el, dar a zis ca și comportament, ca și ceea ce face în momentul când se termină meciul sau ceva de genul în afara terenului, nu este ok. Dacă eu am considerat că de foarte multe ori am pierdut pe această latură, de data asta eu mi-am promis mie și vă promis și vouă în studio acum că vreau să mai vedeți un Șumudică care să danseze. Nasol. Pentru mine e o pierdere. Pentru mine e o greșeală. Și pentru mine e o pierdere. Da. Să atragă doar, să zic așa, lucrurile negative din partea foarte... Păi ce era negativ ce ai făcut tu, Marius, că nu înțeleg? Care fac comentarii, fiindcă eu consider că nu trebuie să facă parte din portofoliul unui antrenor astfel de manifestări și sunt de acord. Și mi-a spus-o un mentor de-al meu, Mircea Lucescu, pe care îl venerez.
Dar și Bergodi se ducea la galerie și se dădea drumul pe genunchi. Nu înțeleg. Ce asta nu e nicio problemă. Asta pot să fac și eu și o vom face în continuare. Momentul în care celebrezi o reușită a echipei tale, momentul în care... Păi nu, am spus de dans, de probabil replicile mele pe care le dădeam, conflictele mele pe care le aveam. Asta e savoarea ta, Marius. Da, asta nu, e... asta, nu. Eu trebuie să mă focusez mai mult pe ceea ce înseamnă meseria de antrenor, pe ceea să fiu mult mai concentrat la ceea ce fac, fiindcă potențialul meu consider că este unul foarte mare. Eu consider că am un potențial foarte mare din postura unui antrenor concentrat 100% și să cred că pot da fotbalului mult, mult, mult mai mult decât am dat până în momentul de față. Sunt convins. Victor Angelescu, mai devreme la Liga Digisport, a spus, întrebat despre tine, a spus, de Dan Filotti, a spus că în mod normal între antrenorii români ești în cap de listă pentru Rapid și că nu mai există niciun fel de impediment în a fi numit acolo, dar Dan Șucu a spus pe de altă parte, a declarat că Bogdan Lobonț, chiar interimar, dacă își îndeplinește obiectivul, va fi confirmat mai departe, adică dacă ajunge în Europa, va fi confirmat în această funcție. Pare un pic paradoxal și dureros că dacă e să ajungi la Rapid, ajungi cu o echipă care nu e în Europa. Deci poți să ratezi, pentru că asta ar fi condiția. Ce spun ție aceste lor de poziție? Da, nu pot să comentez. Nu pot să comentez nici discursul domnului Șucu și nici ceea ce a spus domnul Victor Angelescu. Chiar n-am văzut ceea ce a declarat domnul Șucu. Dar din ce mi-ai spus tu că Lobonț are șansa de a se califica. Da, a zis că i-a făcut promisiunea fermă că dacă el își îndeplinește obiectivul, el și stafful lui vor fi reconfirmați. Obiectivul fiind prezența în Europa, adică locul 13. Eu, nu numai pentru Lobonț, care mi-a fost coleg de echipă și am câștigat campionatul împreună, eu pentru Rapid, în primul rând, îmi doresc să-și atingă obiectivul. Eu așa-i doream și domnului Bergodi, sincer vă spun. În momentul în care domnul Bergodi avea rezultate, câștigase, m-am bucurat, am fost, aduceți-vă aminte, pe Stadionul Național, am cântat la momentul respectiv în favoarea echipei mele preferate. Este echipa pe care o iubesc și vă spun sincer, din toată inima, că îmi doream ca domnul Bergodi să-și îndeplinească obiectivul, că pentru mine Rapidul nu era o țintă. Pentru mine Rapidul nu era o țintă în momentul în care domnul Bergodi avea rezultatele care le avea și era de respectat. Să bați 4-0 pe Arena Națională Steaua, e clar FCSB, că FCSB, scuzați-mă, era pe cai mari, era un antrenor care trebuia respectat și eu nici nu mă gândeam în momentul de față că pot veni la Rapid. Și vedeam de viața mea ceea ce am spus, că vreau să stau până la vară și cu siguranță la vară mă veți vedea antrena, fiindcă eu voi antrena cu siguranță. Știu ce staff am, știu ce valoare am ca antrenor, știu ce contacte am în momentul de față cu diferiți impresari și cu siguranță nici nu mă gândeam că pot ajunge la Rapid, mă gândeam să plec iar în străinătate, fiind o prioritate pentru mine să antrenez în străinătate. Eu antrenând de 7 ani în străinătate. Ultimii 7 ani eu am antrenat în străinătate. Corect. Dar acum te gândești la Rapid. Cu siguranță, dacă se va discuta cu mine sau va exista o discuție cu Șumudică, e clar, Rapidul este un club care are o stabilitate extraordinară, are toate condițiile, are tot ce îi trebuie la momentul respectiv. Nu știu dacă întrebați vreun antrenor din România în momentul de față dacă ar antrena Rapidul, ar răspunde negativ. Nu, eu, din punctul meu de vedere, Rapidul are toate condițiile necesare pentru a se bate la primele două locuri, la titlu, să fie acolo sus, din punctul meu de vedere. Și eu am făcut o promisiune la momentul când am spus că orice echipă din play-off aș lua-o, m-aș bate la titlu. Eu consider, știu, văd campionatul românesc, îmi dau seama unde sunt, îmi dau seama de valoarea staff-ului meu și consider că există această posibilitate. V-am spus, acum
trei săptămâni nu mă gândeam niciodată, eu nu luam Rapid un calcul și nu mă interesa, fiindcă îl respectam pe Cristiano, a făcut treabă foarte bună, nu m-ați auzit vorbind de Rapid, eu n-am caracterizat Rapidul, n-am spus unde sunt greșelile, nu le spun în continuare ceea ce am văzut din respectul meu pentru dânsul și pentru colegul meu de breazlă și nu o să o mai fac, o să vedeți că nu o să mai fac așa ceva. Înainte ieșeam, vorbeam despre selecționer, despre selecționer nu mă veți mai vedea vorbind. Nu, îmi văd doar de echipa mea unde voi antrena și voi răspunde probabil la momentul respectiv contestatarilor sau celor care, care vor să afle o opinie despre cum joacă echipa pe care o conduc. Atâta tot. Mai departe, nu am nevoie de polemică. Bine, nu o să devin niciun Gigi Becali să zic că păcate, că ceva de genul ăsta, că nu. De câte ori voi fi atacat, voi răspunde cu siguranță, că ăsta mi-e caracterul și niciodată nu mă voi lăsa încălcat în picioare de absolut nimeni, dar cu o anumită măsură, cu respect și cu argumente plauzibile la momentul respectiv. Până atunci, văd de treabă, sunt un antrenor liber, aștept oferte și voi vedea unde voi activa. În momentul de față este clar că sunt șanse mari să plec în străinătate. La ce contacte am și cu diferiți impresari cu care vorbesc, eu în continuare am posibilitatea să mă reîntorc în Turcia, la două cluburi, dacă continuă discuțiile pe care le am, plus zona golfului unde mi-am lăsat un nume foarte bun. Deci dacă vor cei de la Rapid, ar trebui totuși să te contacteze dacă vor să... Nu o luați așa, fiindcă nu se va, iară se interpretează, scoată din context, că vin eu să... Nu, dar voi ați spus-o și ați văzut tot Twitter-ul din Arabia, a scris că am avut ofertă și că am refuzat de acolo. Eu nu vin să inventez, nu am lucruri de genul ăsta. Sunt în discuție în momentul de față cu o echipă din Turcia, care este în prima ligă și cu o echipă care are posibilitatea să promoveze din Liga 2 și care vrea un proiect foarte interesant. Și nu credeau, l-au și întrebat pe secundul meu, zice, dar Șumudică, crezi că ar veni la noi? Nu credeau. Este un proiect ok, m-aș duce cu mare plăcere. Deci prioritatea pentru mine este străinătatea și rămâne străinătatea. E adevărat că dacă ți-ar pune, să zic așa, în discuție, o șansă. Hai că de ai lăsat totul pentru Rapid. Nu. De a antrena Rapidul, exact. E clar că ar înclina balanța pentru Rapid, cred. Nu, nici asta nu se zic pune eu. Problema. Nici da. Nu se pune problema. Da. Deci nu se pune problema banilor, nu se pune problema nimic. Am și spus-o și am declarat. Și, dar de fiecare dată când vorbesc de Rapid, lumea spune iară intră Milogul. Nu, că acum este un alt discurs. Aici ești coerent în povestea asta. Nu, este Milogește sau ceva de genul ăsta. Nu, e okay, pentru, e okay, mine, yeah. Pentru mine Rapidul este tot ceea ce doresc în lume. Rapidul este echipa pe care o iubesc de la 5 ani. Niciodată, dacă aș fi liber de contract și ar exista o discuție cu Mariu Șumudică, n-aș putea întoarce... N-ai refuzat. Ai mai spus asta de milion de ori, așa că nu e. Da. Niciodată. Nu există. Este prioritar. Dar, v-am spus, acum 3 săptămâni, când purtam discuțiile cu respectivele echipe din străinătate, aveau antrenori, mergeau foarte bine. Eu îl felicit pentru ceea ce a făcut domnul Bergodi, dar iată că a apărut această perioadă care nici eu nu pot să mi-o explic și nu am argumentele necesare să vă spun. Bun, Marius, mulțumim. Abia așteptăm să vedem succes. Ori aici în studio, ori pe teren în campionatul nostru, că în străinătate e bine pentru tine, dar te vedem mai puțin. Mulțumesc oricum, mersi pentru... Și eu vă mulțumesc și mi-a făcut plăcere că v-am revăzut, adică v-am reauzit. Reauzit, da. Baftă și mie. Mulțumim, Doamne ajută, vă mulțumesc, vă iubesc. Seară bună. Pauză.